În perioada 31 octombrie-6 noiembrie, DSP Suceava a raportat peste 1000 de cazuri de infecții respiratorii acute și 281 de pneumonii. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, 333 de cazuri, iar 28 de persoane au necesitat internare. Virozele au fost prezente și în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani, 232 de cazuri. De asemenea, la copiii sub un an s-au înregistrat 102 cazuri. Odată pentru grupa de vârstă 15-49 de ani au fost raportate 204 cazuri, la persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani s-au înregistrat 87 de cazuri, iar la sucevenii de peste 65 de ani 89 de cazuri. În privința pneumoniilor, în perioada 31 octombrie-6 noiembrie au fost raportate 281 de cazuri, iar 64 de persoane au necesitat internare, fiind vorba despre copii cu vârsta sub 4 ani. De asemenea, asemenea, la copiii cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani au fost raportate 49 de cazuri. 49 de cazuri au fost înregistrate la grupa de vârstă 5 și 14 ani. 48 de cazuri la persoanele de peste 65 de ani. 47 de cazuri la persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani. 40 de cazuri între 50 și 64 de ani. Și 36 de cazuri la copiii sub un an.